Noul Parlament European s-a reunit astăzi la Strasburg în sesiune constitutivă. Care sunt principalele puncte ale agendei, ne spune colega noastră Lucia Vieru. Bună ziua, Corina, bun găsit tuturor. Principalele puncte ale agendei sunt alegerea conducerii acestei instituții și supunerea la vot a propunerii ca Ursula von der Leyen să primească un nou mandat de președinte al Comisiei Europene. Aceasta are toate șansele. Voturile Partidului Popular European, ale Social-Democraților și ale grupului liberal Renew ar fi suficiente. În același timp, estoniana Kaja Kallas ar urma să preia funcția de șefa diplomației europene, motiv pentru care chiar ieri a demisionat din funcția de prim-ministru. În același timp, Roberta Metsola, membra a PPE, are toate șansele să obțină un nou mandat în fruntea legislativului pentru următorii 2 ani și jumătate. Pentru această funcție mai candidează și Irene Montero de la grupul Stângii Europene. Cele două candidate au ținut deja discursuri în cadrul ședinței de la Strasburg. Metsola s-a pronunțat pentru continuarea proiectului european. După încheierea intervențiilor, s-a trecut la procedura de vot, iar rezultatul ar urma să fie anunțat în scurt timp. După amiază vor fi aleși și cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului European. Tot în cadrul sesiunii de la Strasburg, noul Parlament European va face și o declarație despre necesitatea continuării sprijinului comunitar pentru Ucraina.